Daily Vlog, ziua nouă în aventura noastră în Asia. Alex a dus să cumpere câteva sandwich-uri de la 7-Eleven până eu m-am machiat de dimineață și care fiecare dată am plecat spre metrou, este singurul mijloc de transport cu care ne deplasăm. Azi am mai bifat un cartier pe listă și anume Harajuku. În sfârșit am ajuns la Cosme, este practic Sephora din Japonia și au o secțiune numită Cosme Awards, unde se găsesc produse premiate, deci sunt sigur foarte bune. Efectiv am uitat că la ora 2 mai aveam rezervare la Shibuya Sky, dar noroc că Shibuya e la o stație distanță, așa că am fugit până acolo. Voiam să-mi fac Alex un video foarte fain pe scările astea rulante, cum am văzut la toate tipele pe Instagram, și am tot urcat și coborât de vreo 5 ori până ne-a ieșit videoul, anyway. Cine zice că viața de content creator e ușoară? După asta am zis că dacă tot suntem în Shibuya, ne mai plimbăm prin magazinele de acolo. Am găsit un magazin cu Akita Inu și mi s-a făcut dor de câinele meu de acasă, care e tot Akita. Am găsit un restaurant random chinezesc și mi s-a părut foarte bun, așa că am mâncat acolo. Și ne-am reîntors în Harajuku, unde am găsit acest magazin cu cățeluși. Măi, dar nu mi-a venit să cred că era 4.000 de euro un cățeluș, deci efectiv 4.000 de euro. Harajuku e o zonă unde găsești foarte multe magazine astea de sneakers. By the way, ce frumoasă e culoarea asta de roz, doamne ador. Am mers mai repede la hotel azi, fiindcă mâine ne reîntoarcem în Seul.